marcate. Al doilea cel mai slab atac din Liga 1. Acum însă șansă mare pentru Sibieni. Șutul lui Romario. 1-0 pentru Hermannstadt. Minutul 32. Iată, tocmai când vorbeam de statisticile potrivnice în ofensivă, Hermannstadt deschide scorul în partida cu campioana României. Primul gol marcat în ultimele trei etape de Sibieni. Primul gol marcat în mandatul lui Liviu Ciobotariu. Romario Pires urmărește foarte bine această fază. Are și noroc că aici mingea rămâne într-o poziție foarte bună, dar oare cine n-are nevoie și de măcar un dram de noroc? Este al treilea gol marcat în acest sezon de Romario Pires.